Vreau să citim din cuvântul Domnului și de ce vă invit să ne ridicăm în picioare. Vom citi din Luca, capitolul 12, începând de la versetul 13 până la 21. Unul din mulțimei a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a spus Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor pentru voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice locomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Domnul le-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Să ocupăm lucrurile. Ce spune dacă ori de câte ori am deschide televizorul sau ziarul, ăsta se deschide tot mai rar astăzi, am auzit versetul ăsta și am fiecare zi. Ce-ați zice să-l punem pe frigider, așa mare, pentru că am auzit că închidem, deschidem frigiderul, închidem frigiderul, este sportul foarte preferat al nostru, nu? Nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Vedeți, oamenii de astăzi și să ne includem și noi printre ei ne place sau nu ne place, fac trei greșeli fatale. Trei greșeli fatale. Putem să facem greșeli care nu sunt fatale, nu-i așa? Dar sunt greșeli fatale. Una dintre aceste greșeli fatale despre care vreau să vorbesc și pe care a făcut-o, de fapt, omul ăsta din, din Biblie, este, este acesta s-a crezut Dumnezeu. Ar trebui să învățăm foarte clar, tu nu ești și nu poți să fii Dumnezeu niciodată. Niciodată, dar niciodată. Tu nu ești Dumnezeu. Iată cum gândea individul ăsta și hai să fim serioși, mulți dintre noi gândim tot la fel, nu? Ce voi face? Iată, a zis el ce voi face. Îmi voi strica grânarele, voi zidii altele mai mari, Acolo îmi voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu. Nu vi se pare afirmația asta îndrăzneață pentru un singur om, pentru un simplu om? Afirmația aceasta nu este a unui om, ci a unui om care se crede Dumnezeu, a unui om care se crede stăpân pe viața lui și pe soarta sa. Omul ăsta acționează ca și când el decide viitorul, el decide ce se întâmplă cu viața lui. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face o ființă umană este asta, să se creadă Dumnezeu. Tu nu ești Dumnezeu. Nu ești Dumnezeu. Tu nu poți stabili viitorul și soarta vieții tale. Cineva a spus că toate dramele de la Hollywood încep în ziua în care actorii încep să creadă propriile lor reclame atunci începe drama acelui om. Ați auzit mesajul în limba engleză? Drama începe când încep să crezi în, prima, în, în, în percepția care ai despre tine însuți. Când te uiți în oglindă și spui, „Au oh, arat bine, sunt deștept, sunt bogat, am tot ce îmi trebuie, sunt victorios. Știți că aceasta este cea mai periculoasă inflație? sau dacă vreți, umflație, când ne umflăm în pene și credem despre noi despre lucruri grozave. Pavel ne avertizează că ar trebui să avem păreri cumpătate despre noi înșine. Iată ce zice el, Prin harul care mi-a fost dat, eu însu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Și să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Toate bune, dar recolta a fost foarte mare anul ăsta. În România, recolta de porumb este. Nu, numai ultimit, nu, în urmă cu 30 de ani a mai fost așa ceva. La fel, grâul. Suntem ca țară, România, nu știu, a câta din Europa pentru recolta extraordinar de bogată. În fața recoltei, în fața belșugului, în fața unei avansări, în fața unui câștig, ne gândim ce hambare mai mari să ne facem, ce provizii mai mari să ne adunăm. Și nu știm că, de fapt, în clipa aceea jucăm rolul lui Dumnezeu. Cea mai mare prostie a ființei umane este să joace rolul lui Dumnezeu. Știți că suntem la o greșeală de a fi handicapați pe viață? Știți că suntem la o respirație de parte de judecata lui Dumnezeu și de eternitate? Știți că suntem de, la o investiție proastă, foarte aproape să o luăm iară de la început? uneam am pățit-o, nu, cu bumul economic de anii trecuți. O mișcare greșită și casa și familia ta s-a destrămat. La o simplă expunere, contactăm o boală incurabilă. Credeți-mă, mi-a fost groază, după știrile văzute la televizor, să nu mă țin ăștia pe vreun aeroport așa câteva zile în carantină. Cine știe în avionul ăla cine vine și de unde vine, nu? Era o femeie în spatele meu care a toșit ca mult. Credeți-mă că m-am gândit la toate bolile și mai ales la Ebola. E boală, domnule, asta? Cred că de la români vine. E boală. Și se pare că e boală fatală. Nu? Mă gândeam, dar dacă le vine vreo idee la ăștia aici, să, să mă țină în aeroport, nu? vreo două zile, așa la carantină. Suntem la un microb distanță de veșnicie. Un om din Sfânta Scriptură din Vechiul Testament a jucat rolul lui Dumnezeu, a crezut că este Dumnezeu. Îl chema Belșațar. Știți ce a spus Dumnezeu? Și tu, Belșațare, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Ai știut bine că nu ești Dumnezeu. Ai știut bine că nu poți să joci rolul ăsta. Ce te-ai înălțat împotriva Domnului Cerului, vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ai băut vin din ele, tu și mai mari tăi, nevestele și țiitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezeu de argint, de aur, de aramă, de fier, de piatră, de lemn. Adăugați aici de sticlă și de electronice și de toate care sunt. Că n-am făcut nimic de-a lungul istoriei decât să modificăm materialele din care am făcut idolii, la care ne-am închinat. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. În seara asta am, am o veste proastă pentru eu tău. Nu ești Dumnezeu. Nu tu hotărăști ce se întâmplă cu viața ta. Nu mai continua în eroare asta, e un cartonaș roșu pentru ea. A doua mare eroare este că tu îți confunzi trupul și sufletul tău, ai o confuzie totală. Tu nu ai voie să-ți confunzi trupul cu sufletul tău. Iată ce face omul ăsta. Zice, și voi zice sufletul meu, voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Sufletul nu mănâncă și bea. ce în capul acestui om? El face o confuzie majoră între trupul și sufletul său. Omul ăsta își construiește așa ca mulți dintre semenii noștri de astăzi un templu. Din fripturi, ciocolată, coniac, mătăsuri, haine noi, la modă, nu? mobilă de lux, cărți de credit, libertatea de a pleca și a veni când vrea el, plăceri, indolență, indiferență, suflete, mănâncă și bea. Și că mai există și alte valori în această lume? Dragoste, credință, bunătate, bucurie, virtute, respect lucruri care nu se pot cumpăra, care nu poți să le pui în hambar, care nu poți să le consumi, nu poți să continui să trăiești la un nivel la, animalic. Unii dintre dumneavoastră aveți colegi de muncă, muncesc 5 zile pe săptămână din greu, hard workers, și au și droguri, probabil, să facă față la treaba, să mai treacă ceva pe nas în pauză, și te mir, domnule, de unde atâta energie au. Am lucrat aici la biserică cu cineva și a venit la mine la birou și uh, m-a văzut că am obosit. El era plin de energie, domnule. Și am zis, băi, de unde e atâta energie? Păi să-ți arat, zicem. Și mi-a dat și mie niște sicluțe. <laughs> Zice, le pui în apă, bine în asta. Zice, deci, are un energizant extraordinar. Fire hour energy, nu? Hmm. Red Bull. Monster. E o întreagă industrie. Muncesc, domnule, 8-10 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, ca să vină weekendul, nu? Ce credeți că fac în weekend? Mănâncă, beau, se distrează. Suflete, mănâncă, beau, și veselește-te. Și au de la capăt următoarea duminică. Oamenii aceștia își confundă trupul cu sufletul. Știți că majoritatea bolilor psihice sunt rezultatul înfometării omului tău interior, a sufletului tău? Ăsta nu trăiește cu țuică, ăsta nu trăiește cu droguri, ăsta nu trăiește cu berea pe care o cumperi cu lăzile. Ăsta nu trăiește cu asta. Ăsta trăiește cu altceva, ăsta trăiește cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta are nevoie de spiritualitate, asta are nevoie de rugăciune, are nevoie de părtășia cu Creatorul lui. De ce n-ai grijă de el? Îl înfometezi, moare înainte de vreme. Sentimentele de vinovăție care s-au acumulat de-a lungul anilor vin din faptul că l-ai neglijat pe acest om interior. e pe moarte. A treia greșeală care o fac cei mai mulți oameni este că își confundă viața de aici și de acum și nu se mai gândesc la eternitatea ei. Nu ai voie să uiți de eternitatea timpului. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Cât pot să fie de mulți, Domnule, 70, 80, 90, 100. Am trecut prin Berindia, unde mătușa Anuța a murit la 106 ani. Super! Aș vrea să trăiesc și atât de mult, nu? Sper să mai Mai ales a copiilor mei care vor să aibă ceva moștenire după mine, nu? Dacă... Dar cât poți să trăiești, domnule, pentru mulți ani? Cât de mulți poți să fie ăștia? Știi că după ce trec ani ăștia mulți, bază în mere câți ori fi, ok? Urmează veșnicia, urmează eternitatea, urmează întâlnirea cu Dumnezeu. Față de eternitatea timpului, anii ăștia mulți, așa, nu contează deloc dacă aduni la infinit orice cifră din matematică, tot infinit este. Okay? Dacă scazi din infinit orice cifră, tot infinit rămâne. Nu se poate schimba. Eternitatea nu este afectată de timpul ăsta mărunt. Știi că ești veșnic? Știi că vei sta într-o zi înaintea Dumnezeului care te-a creat? Știi că eternitatea este veșnică? Timpul de dincolo e mai important decât Bucățica asta de aici, dinainte? Nu fă confuzie asta. Gândește-te la veșnicie. Gândește-te la eternitatea vieții tale. Bunurile materiale, dacă le ai sau nu le ai, în segmentul ăsta, așa de scurt, n-ar trebui să-ți afecteze veșnicia. De ce oare nu vezi decât înaintea ochilor? De ce? Nu vezi numai ce este pe masă. De ce vezi numai ce este la bancă? De ce te crezi Dumnezeu? Nu mai fă greșelile astea. Pentru că Dumnezeu are un singur răspuns la gafele astea fatale, nebunule, nebunule. Chiar în noaptea asta ți se va cere Sufletul. Și lucrurile pe care le ai, pentru care ai muncit, pentru care ai transpirat, pentru care te-ai bătut, pentru care ți-ai făcut hambare, pentru care ți-ai stricat relațiile, pentru care ți-ai stricat sănătatea, pentru care ți-ai pereclitat veșnicia, o să le mănânce altcineva. Unii dintre noi vrem să fim cei mai bogați din cimitir. Aia, vrem să fim cei mai bogați din cimitir. Mai când o să vină el la cimitir și o să vadă crucea aia noastră. Ha. Eu am fost la cimitirul vesel, din săpânță, zilele astea. Era și un membru de partid, domnule, mort. Wow! Ha. Și ăsta a murit. Culmea. are un mormânt special. Știți că și ăsta e tot la fel ca el, tot mort? Vreți să fim, să fim cei mai bogați din cimitir? La ce ne folosește chestia asta, domnule? De ce ne credem Dumnezeu? Pentru că nu suntem și nu o să putem fi niciodată. De ce nu punem valoare pe sufletul nostru și hrănim numai trupul ăsta și avem grijă de el? De ce? De ce oare nu ne gândim la veșnicie? Este un singur răspuns. Nu avem minte. Nu avem minte. Și Domnul spune, nebunule, nebunule. În seara aceasta, apa e pregătită aici ne credem, așa cum spune Scriptura, cine crede să votează. Nu contează, nu scrie nicăieri în Biblie că trebuie să fii îmbrăcat în alb. Dacă ai haine albe, fain, dacă sunt de alte culoare, este ok. Nu este important haina cu care intri în botez. Este important cum ieși de acolo. Un om nou gândind altfel. Am să-l pe fratele Octavian Dobor să vină aici la amvon să spună câteva lucruri despre candidatul nostru de astăzi și apoi să ne pregătim pentru botez. Nu uitați, apa vă așteaptă și uh, în seara aceasta ar vrea să pleci schimbat de Domnul.